Gherghina Ceaușu din comuna Vâlceană Păușeș-Măglaș a împlinit ieri respectabila vârstă de 100 de ani. În semn de prețuire, autoritățile locale au organizat un eveniment festiv la care a participat atât bătrâna însoțită de o parte din familie, cât și reprezentanții primăriei. Bătrâna a primit din partea edilului Alexandru Dediu un tort, un coșuleț cu flori și un premiu în valoare de 1000 de lei. La mulți ani! Să fie sănătoasă! Să depășești 100 de ani! S-au depășit și azi, nu? Da, o zi! 100 de ani și o zi, nu? Foarte bine! Să fii sănătoasă! Se acordă doamnei Ceaușu Gherghina cu ocazia împlinirii a 100 de ani de viață din partea primăriei comunei Păușeș-Măglaș împreună cu urări de sănătate și tradiționalul la mulți ani. Deci asta e diploma ta dată de primărie că ai împlinit 100 de ani. Aici în plicul ăsta îți dăm un cadou de 10 milioane. Așa. Și coșul ăsta frumos de flori, pe care l-am pregătit tot pentru mata. Deci ăsta este coșul tot al mata. Da. Vă place? Da. Bravo! Ne bucurăm atunci. Am fost și suntem în continuare fericiți că unul dintre părinții noștri a ajuns la o venerabilă vârstă de 100 de ani. Îi urăm în continuare mulți ani fericiți și la mulți ani. Gherghina Ceaușu a avut 3 copii, însă, din păcate, soarta l-a luat de lângă dânsa pe unul din băieții în urmă cu câțiva ani. Bătrâna este îngrijită de celălalt băiat, dar și de ceilalți membrii familiei. Gherghina Ceaușu are 8 nepoți și 10 strănepoți.